Mă droghez de 15 ani aproape. Mă droghez de la vârsta de 13 ani. Media mea la examen de capacitate a fost 9,50. Am fost un elev foarte bun. M-am însurat. Nevasta mi-a făcut un copil. M-am apucat de etnopotan, ce spun la fel, din cauza anturajului. Am fost sportiv de profesie, am jucat fotbal la Clubul Steaua, am boxat la Clubul Dinamo. O băută, un baieram, la petreceri de genul ăsta, cumpărau prietenii etnopotanice. Am început să ne drogăm. Am intrat într-un anturaj de tineri care consumau. Am început să consum heroină. Am vândut casa care o aveam. Mi-am luat atunci și copilul păstrez. Am fost arestat, condamnat, m-am eliberat. M-am retras din nou la viața mea de drogat. Iarăși am fost arestat, condamnat. Asta e a treia oară. Nu mai gândești ce faci. Deci pur și simplu nu mai gândeam. Am căzut la pușcărie și... Am aflat că sunt bolnav de virusul HIV. Sunt bolnav de virusul HIV de 2 ani de zile. Îmi pare rău pentru ce am făcut de prea târziu, pentru regrete. Părinții mei sunt distruși, vă dați seama. Noi sper să fim exemple, bune exemple vii pentru toți tinerii aceștia din sală. Sunt tânăr la fel ca ei, diferența că eu nu mai am niciun viitor, ei iau. Pur și simplu o condamnare la moarte, să mă mai droghez odată. Sunt și bolnav, nu mai pot. Tinerii din Onești au făcut cunoștință cu doi foști consumatori de droguri, acum deținuți și seropozitivi. Cei doi au acceptat să-și spună cutremurătoarele povești de viață, în speranța că cei ce îi vor asculta nu vor aluneca pe calea pierzaniei. Totul s-a petrecut în aula Bibliotecii Municipale Radu Roseti Onești, în cadrul unei campanii educative antidrog, ce s-a intitulat Dependent de speranță, închisoarea nu este un capăt de drum. Pentru această acțiune și-au dat mâna Administrația Națională a Penitenciarelor, prin Spitalul Penitenciar Târgu Ocna și Arhiepiscopia Romanului și Bacăului prin Protoieria Onești. Reprezentanții celor două instituții au explicat tinerilor ce sunt drogurile și cât de periculos este consumul acestora. Adolescenții au urmărit un film documentar despre consumatorii de droguri și reabilitarea lor, au aflat cifre îngrijorătoare din statisticile ultimilor ani și, speră organizatorii, au înțeles că nu trebuie să se atingă de stupefiante nici măcar cu gândul. Astăzi am avut onoarea să vedem foarte mulți tineri în sala Amfiteatrului Bibliotecii Municipale Radu Roseti din Onești, interesați de consumul de droguri, de prevenirea consumului de droguri și de modul în care poate fi evitat acest consum. Împreună cu Protopopia Onești și cu Inspectoratul Județean Școlar, prin doamna asistent social Raluca Lupei, am reușit să strângem un număr însemnat de tineri care au fost surprinși de amploarea subiectului în fața dumnealor astăzi, aducând și doi deținuți, foști consumatori de droguri, actual custodiați de penitenciarul Spital Târgu Ocna, care au fost dispuși să-și expună poveștile de viață în fața celor mulți, tocmai în ideea de a stopa consumul de droguri și de a arăta celor tineri cât de dăunător poate fi. Voi da citire mesajului de apreciere și de binecuvântare al înaltului asistitului Părinte Ioachim. Stimați organizatori, dragi elevi, onorat auditoriu, Hristos a înviat! Cu bucurie am primit vestea organizării acestei campanii de prevenire a consumului de stupefiante în rândul tinerilor. Provocările societății globalizate și de multe ori desacralizate sunt din ce în ce mai mari. În contextul actual, căutările și aspirațiile tinerilor sunt presărate cu multe încercări de natură profesională, familială, morală și chiar spirituală. Dependența de droguri este datorată lipsei de împlinire pe unul din planurile socio-spirituale, vidul existent alimentându-se de multe ori, din nefericire pentru noi toți, din stupefiante. Codependenții lor suferă nespus de mult, responsabilitatea fiind și în dreptul acelora ce îi înconjoară. Dacă statisticile arată dublarea numărului de deținuți care s-au autodeclarat consumatori de droguri la momentul încarcerării, dovedește faptul că această campanie, organizată de instituțiile pe care le coordonați, împreună cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Protoieria Onești,
este de maximă importanță atât pentru deținuți, dar mai ales pentru tinerii din liceele oneștene. Biserica Ortodoxă Română este alături de toate aceste demersuri de conștientizare a societății civile, iar Arhiepiscopia noastră continuă să fie un partener viabil în care puteți avea încredere ori de câte ori comunitatea creștină și întreaga societate are nevoie de noi. Menționăm existența unui departament permanent al Arhiepiscopiei noastre, numit Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Persoanele Dependente de Alcool și de Alte Droguri, izvorul tămăduirii Bacău, ce aparține Fundației Episcop Melchisedec Filiala Bacău, care se îngrijește prin multe ore de consiliere individuală și de grup cu specialiștii noștri și campanii de prevenție de acele persoane dependente și codependente de alcool și de alte stupefiante. Felicităm pe toți cei care au fost implicați în acest proiect. De partea noastră vă asigurăm de întreaga considerație și de sprijinul pe care îl vom oferi la implementarea acestui demers prin sectorul social, filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăurii și prin implicarea doamnei Raluca Lupe, asistent social în cadrul protoieriei Unești. Vă binecuvântăm cu părintească dragoste Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăurii. Vă mulțumesc! Pornind de la cuvântul Mântuitorului din Sfânta Evanghelie, după Matei, în temniță am fost și ați venit la mine, am început colaborarea social-filantropică a Biroului de Asistență Socială al Protoieriei Onești cu Spitalul Penitenciar Târgu Ocna. Astfel am încheiat un protocol de colaborare cu Spitalul Penitenciar, încercând în decursul anilor să fim alături de persoanele private de libertate prin diverse proiecte. Când am pus bazele acestei ample campanii împreună cu doamna comisar șef Silvia Racu, ne-am gândit în primul rând la toți adolescenții care sunt nevoiți să lupte cu multe provocări în aceste vremuri agitate, neștiind uneori să aleagă drumul drept al vieții. De aceea am venit în sprijinul vostru ca să vă ajutăm să luați decizia corectă atunci când veți fi puși să alegeți dacă să încercați sau nu să faceți pact cu moartea albă. Noi vă spunem un nu categoric. Am trecut prin colegiile unde dumneavoastră studiați și v-am invitat să fiți prezenți astăzi aici din dorința de a vă prezenta adevărul și de a vă convinge cu argumente puternice, profunde, că trebuie ca și voi să afirmați un nu clar în fața acestei provocări. Credem însă că prezența printre noi a două persoane private de libertate care vor relata povestea lor de viață alături de ceilalți colegi este lucrul cel mai important. Ei au reușit să-și deschidă sufletul și să-și împărtășească din experiența lor și sper ca și voi să înțelegeți tot cu sufletul și să țineți cont de sfaturile lor. Mulțumesc tuturor directorilor și cadrelor didactice ale colegilor naționale din municipiul Onești, care au înțeles semnalul nostru de alarmă și v-am mobilizat pe voi, dragi adolescenți, să fiți alături de noi și de invitații noștri. Sper ca și de acum înainte să colaborăm în diverse activități social-filantropice și vă mulțumesc din suflet că sunteți prezenți într-un număr atât de mare și asta înseamnă că sunteți alături de Biserica Ortodoxă Română și de Spitalul Penitenciar și de toate problemele care ne înconjoară și vrem să le găsim o rezolvare. Mulțumesc frumos! Toate drogurile sunt periculoase, nu numai heroina și nobotanicele care s-a amintit aici de față. Ar trebui să se gândească foarte bine, începând de la acele droguri legale, care le știm cu toții care sunt. Se știu? Așa, tutunul și? Și alcoolul, da? Tutunul și alcoolul, da? Și nu are rost să mai continuăm. Deci acestea sunt principalele droguri legale și așa cum ați văzut și în filmuleț, ați văzut că fiecare dintre noi avem un cazier. Este bine ca acel cazier să rămână nepătat, pentru că oriunde o să mergem în viață, să mergem la facultate, la angajare, la permis și așa mai departe, o să avem nevoie de el. Și este bine să fie curat. Ați văzut că din mărturiile persoanelor care erau în sistemul penitenciar, vrem să ne angajăm, dar nu putem pentru că în cazierul nostru apare acea mică pată. Trebuie să țineți cont că sunteți tineri, aveți viitorul în față, sunteți la o vârstă în care toate sunt posibile, cum se spune așa, dar este păcat ca pentru o clipă de neatenție, de curiozitate, de teribilism, depinde, motivele sunt foarte multe pentru care tinerii recurg la așa ceva. Este păcat ca să
să vă stricați viitorul. Din nefericire sunt și persoane care se întâlnesc cu aceste lucruri. Nu aș vrea să intru foarte mult în amănunte. De exemplu, la centrul nostru de la începutul anului și până acum avem 10 persoane cărora dipotul le-a dispus evaluarea de către noi. Ce înseamnă că sunt încă în anchetă și încă nu s-au dat o hotărâre pentru ei. De asemenea, ce aș mai vrea să trag o atenție și un semnal de alarmă. La nivelul județului Bacău, anul trecut s-au înregistrat aproximativ 49 de cazuri de urgențe medicale datorate consumului de droguri. Și aici, când spun droguri, mă refer la următoarele. În principal, endobotanice și cannabis și consum de alcool și medicamente sau medicamente simplu, în special, cum a spus și domnul doctor, dacă nu mă înșel, cazurile de intoxicație cu medicamente sunt mai mult în cazurile persoanelor care suferă de anumite boli și nu sunt neapărat intoxicări voluntare. Mă numesc Coșu Carol Robert, am 30 de ani, provin dintr-o familie organizată, foarte bună. Povestea mea de viață, partea negativă, începe în anul 2000, mă droghez de 15 ani aproape. Am terminat școala generală, media mea la examen de capacitate a fost 9.50, am fost un elev foarte bun, am fost sportiv de profesie, am jucat fotbal la Clubul Steaua, am boxat la Clubul Dinamo, dar viața mea a luat o întorsătură foarte proastă. În anul 2000, fiind un adolescent, fără minte, am intrat într-un anturaj de tineri care consumau, am început să consum heroină. Heroina este foarte periculoasă, începând cu prima doză. Poți să devii dependent, nu fizic, dar psihic. Îți creează o plăcere care, la un moment dat, poate fi fatală. Am început să comit diferite infracțiuni. Am devenit dependent după 2 săptămâni. Fizic, deja nu mai puteam sta fără ele. Dădeam foarte mulți bani, aproximativ 4-5 bani pe zi. Îmi trebuiau cel puțin pentru procurarea dozei. Nu aveam bani, ăștia trebuia să comit infracțiuni, diferite furturi, tâlhării, orice îmi cădea în cale. Am fost arestat, condamnat, m-am eliberat, m-am retors din nou la viața mea de drogat. Povestea s-a repetat iarăși am fost arestat, condamnat. Asta e a treia oară. M-am eliberat în 2010, ultima oară, când am început povestea cu etnobotanicele. Atunci am apărut pe piață, am început să consum din curiozitate, eu deja eram dependent de heroină, m-am gândit să trec de la un drog la altul, că poate nu o să mai am dependență fizică, dar etnobotanicele sunt mai periculoase. Îți creează o dependență psihică care nu mai gândești ce faci. Deci pur și simplu nu mai gândeam. Sunt bolnav de virusul HIV de 2 ani de zile din cauza acestor droguri, pentru că în momentul când consumam heroină, foloseam siringă nouă, o protejam, dar în momentul când consumi etnobotanicele nu mai gândești, nu mai ești conștient ce faci, poți să faci absolut orice. Am folosit siringa probabil unei persoane bolnave de acest virus, m-am îmbolnăvit și eu și viața mea s-a cap de norocii, cum se spune. Sănătatea mea este în cui. Tocmai de aceea aceste droguri nu trebuie consumate deloc. Dacă aveți întrebări. Părinții tăi ce zic? Părinții mei sunt distruși, vă dați seama. Dacă provin într-o familie bună. Dar acum mă ajută cu ce pot, însă sănătatea nu poate să-mi mai redea nimeni. Tocmai de aceea sper să fiu un exemplu bun pentru toți cei din sală. Sunt tânăr la fel ca ei, diferența că eu nu mai am niciun viitor, ei au. Bună ziua! Mă numesc Vlad Alexandru Lănuț, am 25 de ani și mă droghez de la vârsta de 13 ani. În 2003, în seara de rebelion, tatăl meu a murit și atunci am suferit un șoc. Am fugit de acasă, am intrat într-un anturaj care nu trebuia, m-am apucat de droguri, la fel cum v-a spus și prietenul meu, stăm aproape. Provin și eu dintr-o familie bună, dar din cauza anturajului m-am apucat de droguri, am început la fel să fur, să comit infracțiuni,
și după 5 ani de zile am căzut și eu arestat la pușcărie. M-am eliberat după 2 ani, m-am însurat, nevasta mi-a făcut un copil, m-am apucat de dopotan, ce spun la fel, din cauza anturajului, o băută, un baieram, la petreceri de genul ăsta, cumpărau prietenii etnobotanice, am început să ne drogăm, am început să nu mai mă intereseze de copil, de nevastă, nici de mine. Ce să mai spun? Am vândut casa care o aveam, mi-am lăsat soția și copilul pe străzi, am început să comit infracțiuni, am căzut la pușcărie și am aflat că sunt bolnav de virusul HIV. Acum când mă liberez, o să văd ce fac, să am grijă de copilul meu. Am o fetiță de 4 ani. Mulțumesc. Îmi pare rău pentru ce am făcut de ei prea târziu, pentru regrete. Da, prima oară m-am drogat cu heroin. 5 ani de zile m-am drogat cu heroin. Câți bani cheltuiai pe zi cu heroina? Sau pe 2-3 milioane. Puneți întrebări în cele, nu fiți... Nu toată lumea m-am găsit și ușor, chiar bine. Cei de față sunt de la liceu. Sigur, voi care ați trecut prin această experiență, vorbiți-le mai mult despre felul în care ei ar putea respinge această provocare. Pentru că la vârsta lor, ați fost și voi la fel, și noi cu toții, este foarte greu să fie o personalitate între atâția care vor și ei la fel să se ridice deasupra celorlalți. Ești tentat, sigur, să guști, ești invitat să participi la fel de fel de întâlniri din acestea care te, sigur, te face, care te ridică, în ghilimele spus. Cum pot ei rezista? Cum pot ei, sigur, respinge aceste provocări? Pentru că ochii celorlalți sunt asupra lor. Dacă cineva le oferă, să le întoarcă spatele, pur și simplu, să nu accepte. În primul rând, noi sper să fim exemple, bune exemple vii pentru toți tinerii aceștia din sală. Probabil nu s-au mai întâlnit cazuri în acest oraș, dar la noi în București sunt foarte multe. Penitenciarul Spital Jilava, de exemplu, e tot numai pentru HIV-SIDA, deci e plin, a luat amploare foarte mare. La noi este, cum se spune, la modă. Sper acum, și cum a întrebat, am auzit că a întrebat cineva dacă se găsesc droguri, sunt 4 traficanți pe metru pătrat la noi în București. Deci nu găsim poliție, cât găsim traficanți. Nu se mai ascunde nimeni, Robert. Nu. Ce ai mai povestit, nu? Acum, sper să-i pot ajuta, chiar îi rog să-mi pun întrebări despre droguri, despre orice. Cred că sunt în măsură să le pot da sfaturi despre așa ceva. Spuneți, vă rog, după ce vă eliberați, credeți că asupra asta fără să mai încercați? Da, în momentul de față, da, deși de 2 ore am spus lucrul ăsta și nu l-am făcut, dar acum, pur și simplu, o condamnare la moarte, să mă mai drogez o dată, sunt și bolnav, nu mai pot. Deci asta ar însemna să mă sinucid. Probabil că aceste experiențe de viață spuse în mod direct de către persoane care sunt și deținute, dar sunt în același timp și persoane suferinte, care au o anumită boală cronică și boală care deocamdată nu are o vindecare. Tocmai aceste povești de viață vor avea un efect asupra dumneavoastră și acest lucru ni l-am și dorit, ca aceste lucruri să vă fie transmise în mod direct și să aibă un alt impact asupra alegerilor pe care dumneavoastră, fiind la o vârstă atât de fragedă, le veți face în continuare. Și sperăm să fie numai alegeri bune și pozitive pe care le veți face. Să nu uităm că persoanele private de libertate provin din comunitate și se vor întoarce în comunitate, iar noi, ca societate, trebuie să știm să le primim, să le dăm șansa unui nou drum în viață și să o ia de la capăt, eventual
și cu siguranță sperăm noi, fără greșelile pe care le-au comis, și pentru asta și acesta este un al doilea scop al întâlnirii noastre de astăzi, dorindu-ne să facem mai ușoară trecerea înspre reluarea vieții în societate.